se stătea și pe jos, se stătea foarte mult în picioare, fiindcă băncile toate erau pline, venea lume de la medicină, venea lume de la conservator, venea lume de la psihologie, venea lume de la știu ce, de la toate facultățile veneau studenți, venea lume de pe stradă și era așa o înghesuială, mai rău decât în tramvai, țin minte că de vreo două ori am ajuns, imaginați-vă, aici era catedra lui, eu am ajuns așa scrivită cu burta de catedra lui și eram față în față cu el și el când vorbea baritonal așa, era ca pe scenă, ca în tragedia antică. Că l-am zis cu Călinescu, parcă era predicat. Da, 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 da. Că mai iurea mi s-a părut. Da, și a... Bine, da, 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 așa vorbea, da, sigur că da. Da, ciudată, nu că o să le spun ceva și o să auziți și voi și nu mai ți se pare teatral pentru care atât am vrut ceea ce spunea. Dar probabil că acum nu mai face impresia asta. Ei, și când vorbea, vă dați seama că fără să vrea de om, eram atât de aproape încât îi simțeam picături de salivă, pe masă nu avea nimic altceva decât o foaie de hârtie cu vreo câteva cuvinte notate și imaginea. Nu, vorbesc acum de Călinescu. Și Călinescu avea câteva cuvinte, nu cred că avea mai mult de 5 sau 6 cuvinte notate. Și lângă acea hârtie avea vreo 10 creioane, nu pixuri, și creioanele erau ascuțite înspăimântător, așa, lungi ca unghiile voastre și ascuțite. Și ne spunea de fiecare dată când intra pe ușă să nu vă prind că luați notițe, să nu văd pe cineva că ia notițe la mine. Că memoria știe mai bine să facă selecția. Corect. Lăsați memoria să rețină ce vrea ea, eu nu vreau să notați nimic. Și în momentul în care îl vedea pe unul că ia o notiță, că scrie un nume, începea să arunce cu acele ascuțite. Dacă te lovea în obraz, e clar că te zgâria. Cam asta era foarte interesant. Vianu, în schimb, era super. Vianu era exact la opusul lui, dar era total. Era ludic, nebună. Da. Dar știi cine a făcut cel mai mult rău cursurile universitare? Nu ține să cred. Lucian Blaga, mă, era moartea pasiunii. El citea cărțile, măi. Blaga citea la cărți. Păi Negoițescu pleca de la curs, ducea de la bir până la intrare. Nu mai spune, nu știam ce trebuia, dar mie mă puse mult la început. Lucian Blaga, dar acum, dacă erau între cele două războaie, mie mi se pare că Blaga pierde cel mai tare teren. Da, asta e altceva. Și încă ceva care a caracterizat pe Călinescu și îmi plăcea teribil la el, este că el venea pe coridor, nu? Care, în holul de la intrare, venea pe coridor ca să ajungă în fundul coridorului unde era ușa spre sala Odobescu. Și auzeam vocea că era exact cum ai remarcat și tu, avea o voce extraordinară de teatrală și de baritonală și întotdeauna de pe coridor își începea prelegerea cu aceleași cuvinte. De la jumătatea coridorului, vocea lui spunea: și cum vă spuneam, totdeauna același cuvinte, și cum vă spuneam, dar imaginați-vă dacă te gândești bine, adică el nu fiindcă era nebun spunea treaba asta, vă dați seama că el anula timpul. Nu anula timpul. El continua, el ca și când ar fi continuat prelegerea de săptămâna trecută. Dar iată-mă, e adevărat că spune un cuvânt și de la cuvântul ăla făcea... Asta era la examen. La examen, de pildă, nu te lăsa
să spui ceva dintr-un curs sau dintr-o carte de literatură română sau de istoria literaturii sau să vorbești despre vreun poet sau să-ți alegi un subiect. Nu-ți dădea voie deloc. De pildă, țin minte când am dat examen cu el, primul lucru care mi l-a spus a fost zi. Ce să zic? Ce-ți trece prin minte? Cum să spun, era paralizată, adică chestia asta, chiar că nu mai știai ce să zic. Și oral de dezizare. Păi da, oral. Nu-mi dau seama ce să spun, nu știu. Pentru că el nici nu ținea cursurile într-o ordine organizată. El putea să-mi vorbească de Hugo Foscolo sau de, eu știu, Ierusaleme Liberata sau de nu știu ce, de Torvato Tasso sau nu știu ce, și să sară la Bălcescu. Și pentru ce în grele lui Bălcescu pomenea de ceapă și nu spunea ceapă de gerată. Și noi acum spunem ceapă de gerată. Și că ce voia să spună Bălcescu cu treaba asta? Că vezi, dragă Doamne, pe vremea aia să trăia mai bine, pe vremea lui Bălcescu, fiindcă ceapa era un lucru foarte ieftin, de nimic, adică derizoriu, ori în ziua de astăzi, trebuie să spui ceapă de gerată ca să fie derizoriu. Ei, chestii de genul ăsta. Ca era... să faci în derizoriu această ceapă. O spui că e de gerată. Era absolut extraordinar și acum ajung exact la ultimul lucru, că nu mai vreau să vă țin și cu acest Călinescu, dar este cea mai frumoasă amintire pe care o am cu Călinescu. A venit la una din orele de curs. Și cum vă spuneam, iată, mergeam pe Calea Victoriei, trecusem de facultate, povestea el, normal cu eu, și zice, la colțul străzii întâlnesc un tânăr care avea părul negru așa, puțin mai cărluionțat decât tânărul la care mă uit acum, așa, și tânărul acela însă era neîngrijit, era îmbrăcat destul de modest, părea ciudat și după privire și mușca dintr-un cortuc de pâine. Și m-am uitat, mi s-a părut așa curios, nu părea student, și se oprește drept în fața mea. Și îmi întinde coltucul de pâine și mă îmbie să rup din coltucul de pâine și să gust. Mie nu prea mi-a venit, dar zic, totuși mă rodea gândul, ce-i cu băiatul ăsta? Și am luat din pâinea lui, am rupt o bucățică, am mâncat și vroiam să aflu ce gândește, cum gândește, ce e în creierul lui. L-am întrebat la un moment dat unde zboară corbi. Nu, el mi se pare că m-a întrebat pe mine, exact. El m-a întrebat pe mine, nu mai țin minte exact care pe care a întrebat mai întâi. Cred că el l-a întrebat pe magistru. Zice, unde cresc crinii? Și magistru spune, în Empireu. Și atunci am vrut să-l verific. Zic, dacă m-a întrebat unde cresc crinii, înseamnă că nu e dus cu capul. Ia să vedem, se situează pe același trotuar cu mine, de gândire sau nu, zice Călinescu. Și îl întreb, dar zice, unde zboară corbii? Și tânărul răspunde, în epopei, unde sunt leșuri de eroi. Atunci mi-am dat seama. Atunci mi-am dat seama că e pe același trotuar de gândire cu mine.
Și nu mi-a părut rău că am mâncat din pâinea lui. Adică vreau să vă spun că ăștia chiar erau. Ne întoarcem la Tudor Vianu. Tudor Vianu era pedagogul cel mai sobru, cel mai organizat, cel mai perfect, era ca un ceasornic, el își făcea lecția dinainte, nu, era ca un german, era formidabil. Un pedagog înnăscut, Călinescu nu era deloc pedagog, Călinescu era numai pe impuls, numai creativ, pe imaginație, creativ, era profesor de poeți, ce mai e clar. Jurnalul, nu, jurnalul ăla lui, cum se chema? Cronica Optimistului. Poftim? Cronica Optimistului. Nu. Rubrica sau rubrica? Nu, Cronica Optimismului. Nu, aia cu... Așa, bun. Și acolo unde e cu sexul îngerilor, cu nu știu ce, dar nu mai țin minte cum e. Era un jurnal, dar unde n-am uitat? Nu. Ai cu poeți străină, cu cartea de poeți străină. Da, n-are importanță. Că ajunsesem la Tudor Vianu și... Vă spuneam că era exact opusul, foarte organizat, foarte precis, foarte disciplinat, foarte... Era foarte domn, nu era ăsta, la altul era mai nebun, mai era foarte actor, era histrionic grozav, Călinescu, celălalt era extrem de sobru. Da, ai dreptate. Acum eu nu știu, poate că oamenii, poate că oamenii exagerau, dar nu, eu cred, nu crezi asta, o știu cu teatru, dar eu am auzit și alte lucruri, că de pildă îi cumpăra soției sale, îi cumpăra cupoane întregi de materiale, de rochi înflorate în diverse culori, mai stridente, mai combinate, nu știu cum, venea acasă și o punea stămpășoare în ele și să defileze prin fața lui într-un fel de parada modei. Și el o admira în felul ăsta. Se îndrăgostise de o colegă de-a mea, de Pavlovici o chema, era poloneză, era cănărașul Lil, o chema Liliana Pavlovici, avea părul blond lung, purta pantaloni de catifea și hăinuță de catifea cu niște bumbe aurii, cu bretonaș blond și părul până aici. Era destul de frumușică, foarte subțire, fetiță, nu avea vreo 21 de ani și se îndrăgostise de ea. Și sigur, fata tânără, na, el arăta ca un clown, ca un boiaș rotund așa, cu ochii foarte negri de șoricel și foarte apropiați. Și trebuie să vă spun că am citit într-o carte o chestie, o să râdeți acum, în care scria următorul lucru. Oamenii care au ochii apropiați sunt ori fenomenal de inteligenți, ori poeți. La antipod. Și ajunsesem deci la ăsta, la Vianu. Și la un moment dat avem noi lucrare scrisă la Vianu, la sfârșitul anului și ne spune de data asta și el foarte generos, spune, zice, e, uite, la alegere vă alegeți voi care este scriitorul preferat, indiferent din ce literatură vreți, că era la Universal, zice, și îmi faceți teza respectiv. Și la un moment dat, unul din banca întâi se scoală puțin sfios, zice, domnule profesor, zice, da, putem să ne alegem și un poet așa, mai puțin cunoscut, mai modest, așa. Zice, dar ce poet modest, puțin cunoscut, știi tu la literatură universală? Zice, păi, mi-e cam rușine să vă spun. Mă gândeam la haine. Aia, să-l fi văzut pe Vian.
era de sobru, se ridică de la catedră, zice, păi haine! Dar a fost absolut uluitor. Adică vedeai acolo și admirația, adică parcă îl vedea pe Dumnezeu când a zis, păi haine, și în același timp uluit de enormitatea pe care a spus-o băiețașul acela. Și cam asta erau... Dar spune-mi mai o întrebare din partea mea. Spune-mi ce știi despre cel mai socotit, cel mai mare curtezan și afemeat al poeziei române, Ion Barbu. E real asta? Eu nu îi cunosc viața lui Ion Barbu absolut deloc, dar trebuie să vă mărturisesc că din ce în ce mie îmi place mai mult Ion Barbu. Mie îmi place din ce în ce mai puțin Blaga și îmi trebuie să-mi placă Blaga. Barbu, pentru că el are muzicalitate, el experimentează, el se joacă, el e cu totul altfel, că da, are ermetismul ăla, La Ponaie Nigel este un poem absolut superb. Nu știu, mie îmi place Barbu. Mie îmi place foarte mult, poate că pe unii s-ar putea să-i deranjeze. Am momente când îmi place mai mult Macedonski decât Eminescu. Mie mi se pare că aici s-a făcut tot greșit. Mie mi se pare că s-a făcut. Păi ce? Nopțile alea sunt absolut superbe, cu Meca, cu are de pildă un fragment cel mic pe care îl știu. Mie îmi place Macedonski. Dar să știi că Galinescu la... La rască, păi uite, se mai întâmplă să nu fim în aceeași bază. Și contemporană. Și contemporană. Da, el a schimbat acolo rapid și l-a pus în Macedonski, l-a și alții buni, dar... Asta, că vreme trece, vreme vine, toate vechi și nouă, toate ce de știu, toate are noroc și Macedonski. Da, uite că țin minte totuși patru versuri din Macedonski pe care le spun, o să vă placă. E totuși prea bătrân pentru noi acum, dar se poate crede că vreodată ce e foc sacru se va stinge și muzele că vor rămâne amăgitoare, amăgiri, când frunza, ca și mai înainte, șoptește frunzei ce atinge. Foarte frumos. E de o discreție, totuși o plinețe. A fost ca și imn al morții. Și într-un fel e mai modern decât Eminescu. Și la fel ca Barbu, Dan Barbineau, cum îl chema, a fost și ăsta un pic mai discret, narcoman. Narcoman și ăsta. Și o proză, Macedonski. Exact. Și asta grinie beția cea rară. Pe narcoza. Ai văzut, este super. Acolo e cu narcoman. Iar la Bona e Miguel. Păi da, la Bona e excelent. Amanita Muscaria. Rupere cu două ore. Da, subie cu noi. Grinie beția cea rară. Și autografe. Nu, autografe. Ea va